Salut și bine v-am găsit pe canalul FVVlog. În episodul de azi voi arăta ce este o diodă redresoare, cum o putem verifica utilizând un multimetru digital, iar spre sfârșit și un mic experiment practic. Să începem! Dioda redresoare este un dispozitiv electric semiconductor care permite trecerea curentului electric într-o singură direcție, de aici și cuvântul redresoare. Acest tip de diodă este compusă din două terminale denumite anod și catod. Catodul fiind notat de cele mai multe ori cu un cerculeț alb din câte se vede. Dioda redresoare conduce curentul electric de la anod la catod, săgeata indicându-ne sensul. Iar de la catod la anod nu conduce. Haideți să facem și un mic experiment. După cum v-am spus, cerculețul alb ne indică catodul, minusul. Și bineînțeles, alimentând plus pe anod și prin acest circuit minus pe catod, conduce curentul electric. Dacă dioda va fi pusă invers, nu va conduce curentul electric. O să vă demonstrez. Nu conduce curentul electric. Cum verificăm o diodă redresoare cu multimetrul? Păi, în primul rând, punem cablurile la bornele corespunzătoare, respectiv cablul negru la borna COM, iar cablul roșu la borna unde măsurăm tensiunea, rezistența în ohmi, continuitatea și așa mai departe. Și în cazul nostru, bineînțeles, și un simbol de diodă. Asta înseamnă că trebuie pus la borna aceasta. Apoi, mutăm selectorul pe zona unde găsim simbolul de diodă. În cazul nostru, aici. Mă rog, acest este multimetru cu autoscalare, are și un buton separat în care selectăm manual. Aici este vorba de continuitate, ne indică deja și apoi simbolul de diodă. Și după cum v-am spus, de la anod la catod conduce curentul electric, iar invers catod, anod nu conduce. Plus pe anod și minus pe catod, conduce curentul electric, acesta fiind căderea de tensiune pe dioda redresoare, de 0,5 V. Invers, plus pe catod, minus pe anod, nu conduce curentul electric. Dacă acea diodă conduce curentul electric și invers, asta înseamnă că trebuie înlocuită, că e defectă. La fel și aceasta, este 1N4007, plus pe anod, minus pe catod, conduce curentul electric. Avem aproape o cădere de tensiune de 0,6 cu aproximație. Aproape de 0,6. Invers, nu conduce curentul electric. De data aceasta o să măsurăm și cu un alt multimetru, unul mult mai ieftin. La fel, punem cablurile la bornele corespunzătoare, respectiv cablul negru la borna COM, comun, minusul. Asta mereu trebuie să stea pe COM, da? Pe borna COM. Iar cablul roșu, unde avem simbolul de volți, V de la volți și simbolul omega de la măsurarea ohmilor. Ne uităm întotdeauna unde avem omega, unde avem simbolul de măsurare a rezistoarelor. Și sigur acolo se poate măsura și diodele. Apoi rotim selectorul acesta, unde vedem simbolul de diodă. În cazul nostru trebuie să apăsăm și pe power, butonul power. Și avem simbol și sus de diodă. La fel, plus pe anod, minus pe catod, conduce curentul electric. Aici este milivolți întotdeauna, 522 de milivolți. Aici trebuie să intuiești tu. Așa este acest multimetru. Fiecare multimetru e în felul lui. Nu toate sunt la fel. Apoi, plus pe catod, minus pe anod, nu conduce curentul electric. În cazul diodei redresoare. Să luăm și aceasta. Plus pe anod, minus pe catod, conduce curentul electric, aproape de 0,6 volți, aproape de 600 de milivolți. Invers, plus pe catod, minus pe anod, nu conduce curentul electric. Și acum, la sfârșit, experimentul de care vă spuneam. La ieșirea unui transformator și la rețea, la 230 V, tensiunea este alternativă. Însemnând că odată avem cu plus, odată cu minus. Plus, minus. Și aici, reprezentând 0 V. Dacă punem o diodă redresoare în serie cu această tensiune electrică alternativă, care schimbă polaritatea de 50 de ori pe secundă, de aici vine și 50 de Hz, o să vedem că va redresa, de aici și denumire de diodă redresoare, doar partea ce polarizează direct dioda. Însă, dacă va fi polarizată invers, minus plus, polarizarea negativă, dioda nu va conduce curentul electric.
Hai să vă arăt practic. Deci, din câte se observă, conduce doar alternanța pozitivă. Doar pe partea în care tensiunea este pozitivă, unde este alternanța negativă, nu conduce curentul electric. Avem 0 volți în zona respectivă. Deci, încă o dată, semnal sinusoidal, iar după acea diodă redresoare, avem semnal pulsatoriu. Avem doar alternanțele pozitive. De aici venim și cuvântul acestei diode, redresoare. Aici se termină acest clip privind ce este o diodă redresoare și cum o putem verifica utilizând un multimetru digital. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!